Salut, stupare din Republica Moldova din România. Luni 22 iulie 24. O burat ieri o zi întreagă. Nu am avut precipitații cantitative, să spunem, dar s-a răcorit. Ieri am avut doar 22 de grade, pentru azi prognozate 26. Albinuțul lucrează foarte bine de dimineață, prezent Andrei. Polen destul de mult aduc. Plus că am spus că mai am aici în zonă aproximativ 50 de hectare de floarea soarelui, care, să spunem, 50% din ea de acum e înflorită, mai urmează să înflorească. Sunt prognozate ploi și pentru zilele următoare. De aceea, ieri dimineața am hotărât, am scos plășile active, aici roi, la fundurile astea cu colector de polen, adică am dezactivat colectoarele de polen, le-am pus, uite astea, Andrei, aici în spate, astea roșii, sunt ca niște dopuri, sau cum să spun eu, care închid orificii ăsta să nu iasă albina, să nu intre albinele hoață pe aici. Am curățat fundurile astea, uite, curate, tot frumușel. Ca să văd și infestarea cu varoa, adică în momentul când o să pun tratamentul aici, încă nu am pus înainte, să văd și varoa cade, foarte simplu, ai tras sertarul și ai tablou înainte tot. Acum am ajuns aici. Acestea sunt nucleele din perechiere. Uite încolo, Andrei arată. Am mai spus că unde s-a împerecheat doar o singură matcă, am scos diafragma oarbă dintre ele și am unificat. O ieșit niște roiuleți. Unde s-a împerecheat câte două măci, o matcă am folosit-o unde am avut nevoie, rămânând de un nucleu din perechiere aici. Eu împerechez măcile doar pe ramă mare și doar, să spun așa, pentru că dacă am scopul ca să schimb niște măci, fac nucleele astea din perechiere cu o ramă bună de puiet și o ramă cu hrană, plus ceva albin scuturat, ca să rămâie două rame bine populate. Cu măcile care le-am pe aici, vor fi schimbate reginile. Uite aici încă două sunt. Uite aici am una marcată, una nemarcată, am semnele mele, da? Sunt două regine, de aici o să iau și o să pun unde o să am nevoie. Și hai, am ajuns la roi cu lucru. Să vedem ce avem roi. Nuclei din perechiere eu îi numesc. Acum, că am mai unificat din ei, că nu s-au împerecheat măcile, altă poveste. Albină și în corpul de recoltă. Acestea sunt corpurile de recoltă, adică nu au stat pe roi respectivi. Corpurile astea au fost corpurile cu, uite câtă populație aici, se vede bine cât populați, cât am 5 rame de albină aici. Corpurile au fost corpul 3 la stupe, adică corpul 2 de recoltă pe la familie, și acum când am extras mierea, le-am pus și pe la roi ăștia câte un corp în cap, să mai lingă la rame, să-și mai tragă, pentru că în corpurile, în stupii de bază, adică în familie de bază, de-am nu-i sens să stie două corpuri. Să vedem ce avem. O ramă cu miere, dar asta, sigur, le-am dat-o eu de la rezervă, întrasă și ceva molia, că se vede, și le-am pus-o, adică asta nu este adusă de către albine de aici. Mai departe, o ramă cu miere de acum care o adus-o albinele. O ramă goală, unde pot să-și bage și mâncare, și matca să ponteze. Și de aici, practic, văd, începe cuibul. Puiet căpășit, roată, vedem miere, nectar, uite și aici ceva puiet căpășit, până aici a ajuns matca.
altă ramă, puiet care se căpășește, da, se vede matca marcată cu verde. Și pe partea asta, puiet care se căpășește. Altă ramă cu puiet. Și pe o parte și pe alta. De obicei pe la nucleele astea din perechere, roi, care de acum numiți cum doriți, de obicei nu prea au hrană proteică, din câte știu eu. Uite aici un pic de hrană proteică. Pentru că în perioada când au fost ei făcuți, merge floarea soarelui, să spunem, albina, e clar că dacă am făcut nucleele astea din perechere, albina cu legătoare o lipsit. Aici o ramă mai proastă, o să o dau în partea cealaltă, și goală. Și o să-i fac în felul următor. Uite, aici am rame. Rame cum ieri de la floarea soarelui de anul trecut. Uite așa. Care le-am lăsat, nevastă mea taie și pune la caserolă. Am lăsat destul de mulți, nu le-am folosit toate. O să le pun pe la roi câte o ramă laterală, dacă ori consuma, ori consuma, dacă nu consumă în toamnă, eu înapoi, sau vedem cum, o zgârâi după diafragmă. Uite, cam așa ea, lasă să o aibă acolo. Așa, asta o să o pun după diafragmă, pentru că e o ramă mai proastă, se vede pe aici celule de trânturi, pe aici, asta va fi dată la reformă. Uite așa. Am ia să le pun și tratamentul. La ISA, pentru că are vreo 5 rame așa ocupate de albină, mai mult sau mai puțin, o să-i pun două benzi. Uite așa în față. De obicei pun până în 5 rame, pune o singură bandă. Mai mult de 5 rame și o să le bag, uite așa, și super protein patty. În ambalajul ăsta n-am mai adus cutia întreagă încoace, e cutie de 40 de turti. Uite așa, o să-i bag jumătate de turte. Vedem pe măsură și este consumată, mai bag. La familie mai repede un pic, pentru că și am lucrat alaltă ieri, am văzut că au hrană proteică. Uite așa, mai are o hârtie aici, o vezi? Atâtea ambalaje. Bine, o să o lăs așa, o roade ele singure. Acum aș la familie pot să le pun. De acum nu mai colectez polen. În moment ce colectez polen, uite, hârtia asta, rumegușul de hârtie de asta, o găsești tot în colector. Și uite, îi punem și... Dar știi cum o să-i pun? Uite, așa o să-i pun. Într-o parte, tratament, și în altă parte. Uite, așa. Și cam atât la familia respectivă. Dar să-i pun și corpul în cap, încă o dată. Corpul i-a dus de la alte familii, după ce am extras mierea, cu rame extrasă, și avem și aici. Uite că este ceva albină și pe aici. Câteva care vin să curiță de aici. Mai eu mierea și mai este. Așa, unul gata. Mergem mai departe. Hai să vedem aici ce este. Aici îmi place stupul ăsta, e de la Efim Caza, care hrănitorul ăsta, mu vedem dacă ne încape aici turta să punem ceva. Nu prea cred că încape. Uite, aici e o problemă cu turta, Andrei, nu putem să o punem. Aici ar trebui să venim cu o ramă, cu păstură de la alte familii, sau amuș, vedem, eu știu. Ceva facem noi acum, așa-i? Da. O ramă goală. Nimic, adică aici
un nucleu din perechere, așa cum sunt perechet matca acum. Da, uite aici un pic de puiet căpășit. Adică acestea nu trec peste iarnă încă o dată. Li voi folosi pentru a schimba măcile unde am nevoie. Uite așa puietul căpășit. Albinuță cu polen mov. O fi de la cicoare sau știu eu de la ce. Nu știu. Aici tot puiet care se căpășește, puiet căpășit. Da. Aici ceva polen, pirama asta, ceva glucidic, adică cu hrana și glucidică și proteică. Nu suntem chiar strălușit aici, dar o rezolvăm noi îndată, Andrei, nu? Nu o lăsăm noi așa. Uite așa, aici aducem o ramă. Uite de felul ăsta cu mâncare. Uite așa. Da, uite și ramă cu mâncare îi pun. Să zic că nu-i bun. Unii nicuțetul, uite aici. Să tai folia asta. Eu de obicei folia asta o pun. Folia alimentară. Ca să nu intre molia. Uite, are un an de zile de când șede așa împachetată. Unea locuri o mai intrat câte un fluturi, dar în rest se vede foarte bine că e bine. Uite mierea. Ia să vedem. Aici puțin cristalizată. Aici parcă se vede, da, un ceva cremos. Nu e nicio problemă. O punem la albinuța aici. Așa, întrebarea cum să-i punem noi și... Dar rezolvăm noi cumva. Să punem și turta proteică, Andrei. Așa. Hai, cam o facem. Tot una trebuie să o punem. Problema e că nu ne încap în... A, știi ce facem? Îi punem o folie, gata, am rezolvat. Îi scot hrănitorul, că nu am nevoie de hrănitor acum. Uite așa, Andrei, facem. Îmi trebuie o folie. Un moment, tata să aducă o folie. Imediat. Uite așa. Bine așa. Hai ca să le pun la loc, mă gândeam să pun între rame turta, dar nu. Uite așa, lasă să stea și... Adică mâncare glucidică i-am dat o ramă întreagă. Îi pun și o bandă de asta. Tratamentul. Uite așa. Mai departe, hrana proteică. Uite așa. Îi pun o folie care am avut-o acum la îndemână. Ne-am dat să văd, dar nu cred să meargă. Hai că o să meargă așa. Hai că e bine așa. Albinile o să consumi. Hai că m-am lămurit. Băi, capacele astea nu-mi plac deloc. Toate bune. Uite, capacele astea. Ceva nu. Nu-i cum trebuie. De la EFIM am și capașe de polistiren deasupra, merg mai bine ca plasticul ăsta. Hai să mergem mai departe, să-i vedem mai mult așa. Zona roilor, adică nu-s... Încă o dată, eu îi consider nuclei din perechere. Pentru că dacă erau roi, făceam mai bun deodată, cum i-am făcut în primăvară și la floarea soarelui, au stat de acum cu catul pe ei, roii. Astea sunt nuclei din perechere. Uite, aici s-au împerecheat tot o singură matcă. Și i-am unificat, transvazându-i într-un stup de ăsta, de 10 rame, într-o ladă. Ai, ce s-a întâmplat aici?
Ce s-a întâmplat, frate, aici? Dacă vă spun, n-o să mă credeți. Chiar n-o să mă credeți. Anul trecut am încercat niște foițe luate de la târgurile din România, la târgurile apicole. Nu mai spun producătorul. Am luat 3 feluri de foiță. Am luat de la Boca. Hai că spun și de la cine. Bine, că spun. De la doamna Boca de la Căianu, Bistrița. Ia uitați-vă, fraților. Și anul trecut m-a împins Dumnezeu, de-am pus câteva să văd ce se întâmplă cu foița Vidican, Boca și Ieta. 3 feluri de foiță am luat, fraților. Adică cam, ca să înțelegeți, cam asta-i treaba. O să o dau după diafragmă. Și încă din anul trecut, când le-am pus prin stup, dar am pus 3 de un fel, 3 de un fel, 3 de alt fel, adică câte 3 rame, băi, dar toate mi-au curs. Toate mi-au curs. Mai repet o dată, ca să știe băieții, nu știu, poate s-a întâmplat și la alții, de la doamna de la Căianu din Bistrița, adică de la Boca, de la Vidican și Ieta. Uite aici, ceva mierii. Aici au fost, deși spun că le știu bine, că au fost câte o pioneză pus. Uite aici, Andrei, uite la daltă, dacă vezi, e locul unde a fost înfiptă pioneza. Anul trecut să le știu, de diferite culori. Asta am ridicat-o. Așa. Aici tot hrană glucidică, ceva celule cu polen. Puietul frumos ultimat ca aici, marcată, cu verde. Roi de felul ăsta, uite aici, la fel, are cam 5 rame de albine. Roi de felul ăsta, în toamnă, când mai desfințez niște familii care nu-mi convin, matca sau ceva, de obicei eu le ajut ca să intre cu 6 rame în iarnă și în primăvară să fie familii de producție. Uite și aici, e larvar, adică eclozează și larvar înapoi. Uite aici, Ian, filmează, se vadă bine larvele, se văd. Se văd sau nu? Andrei, uite pe aici larvi. Se vede în telefon? Parcă se vede. Parcă se vede, bine. Și rama de acoperire, bă, uite aici. Da, uite. Plin cu polen. Plin, dar uite câte albinuți cu polen, mai harnic. Câte albinuți cu polen, dar uite și la polen, și pe o parte, și pe alta. Îl vezi? Dar pentru că e atât de harnic, și-o adus atâta polen, adică îi punem și lui turte. Că se întâmplă așa, când calul care trage între acela și dai, da? El, dacă a mușit atât și s-a adus, dă să-i punem și lui o jumătate de turtă, să o consume amul și polenul va rămâne mai pe lungă durată încolo, da? Da, îi punem și o ramă și cu mâncare. Nu trebuie să facem discriminare, las că are, vai să nu-i dau, lasă mâșească. Uite așa. Anul trecut am lăsat, nu știu, cred că vreo 150 de rame de felul ăsta pentru 15 corpuri, parcă așa am lăsat. Pentru ca nevasta să taie, să vândă la caserole, dar nu le-am folosit tăci, prea multe am lăsat. Am unul, nu-i nicio problemă, le pun. Tot le-am ținut ca să le vindem, dacă nu, le pun la roi și atât. Uite aici, a intrat-o. O larvă de molie, cu partea asta, mai bine așa.
O pun și aia asta. La să aibă, pun diafragma, rama asta, aiurea. Auzi și din trânsa, băi. O curs, că nu am rupt-o eu. O curs, uite, se vede cum s-o lăsat. Ia uite. De la căldură, de la greutate, uite, cam așa se întâmplă. O pun după diafragma, albine nu vor căra de aici. Așa, tratament. Are 5 rame, două benz. Uite așa. Încă o dată nu facem discriminare, îi punem și lui. Îi punem și lui pati. Uite că am și în ambalaj de felul ăsta de hârtie. Asta l-am luat la cutie de 5,4 kg. 12 turte de felul ăsta. Am luat și așa și așa când am fost la Dulcofruct. Să văd care. Adică turta e și așa, ambalajul e diferit. Să vedem care mi-e mai comod să mă folosesc. Pare că așa e mai comod. Uite că trebuie să mai chinui să rup cărtia asta. Așa e mai comod, așa e, Andrei? Da. Trebuie să aducem o găleată să punem resturile astea, tata, le pune aici, că nu-mi place să fac mizerii prin stupină. Tot eu trebuie să le strâng pe urmă. Uite așa. Uite așa, și rupem jumătate. Uite așa, frate. Uite așa, frate. Și lasă mănânci. Uite așa, încă o dată nu facem discriminare. Dacă o mușit mai mult, nu înseamnă că nu trebuie să-i dăm. Uite așa, în corpul de recoltă, 3 albini probabil, nu știu mai deschid. Mergem mai departe. Așa, tratamentul am pus, turta am pus. Uite aici, de acum, un nucleu din perecherii, de la Tehnologia Picule. Băieții de la Tehnologia Picule, adică Nicu Sângereanu și cu Vasile, cum îi spune numele? Uite, am uitat. I-am uitat numele, frate. Nicu Sângereanu și Vasile. Dacă am mai mult tangente cu Nicu, mă sun. Uite, de Vasile am uitat cum e numele. Așa. Aici la fel e unit. S-a împerecheat doar o matcă. A fost unificat, că le văd 6 rame. Hai să vedem, aici probabil așa și va ierna, să vedem ce avem aici. O ramă care am băgat-o mai înainte, iarăși nu e adunată de el. E o ramă cum le bag acum, de la rezervă, ca să aibă aici hrană. I-am pus-o mai înainte, mai din timp. Lasă aibă că-i tot mierea lor, sau să o dau acum sau pe urmă. Eu nu mă... În anii trecuți mai făceam și extracții ceva din cuib. Acum dacă la prețul care este... Uite aici. Miere, aici polen. Se vede, o adunat ceva. Pe partea asta mai puțin. Aici puiet căpășit. Și pe partea asta la fel. Vedem mai departe. Aici probabil îi mai aduc vreo două rame de albin în toamnă. Și așa și va ierna. Sau va fi unit. Uite aici iar. Puiet. Pe partea asta și mai compact. Compact și când am dat ramele astea, mai conțineau și ceva mierii, mai conțineau și ceva polen. Și-o fi pontat și matca unii o găsit atunci în loc. Adică în toamnă, de obicei, dacă mai am niște familii care au rămas în spate cu măcile bătrâne, de un an, de doi, de trei, știu eu cât, nu mai încerc să rezolv acolo ca să-i schimb matca sau ceva, sau de obicei o desfințez.
Și aduc vreo două rame într-un stup, vreo două în altul și cam asta este. Eu în toamnă simt să nu fie mai puțin de 6 rame. Puiet larvar care se căpășește. Aici ai căpășit. Mi-a plăcut tare modelul ăsta de, destul de mult mi-a plăcut modelul ăsta de, de nucleu din perechere. E, aici polen și ceva hrană glucidică. Pe lateral, înspre, chiar e goală, nu-i nimic. Hai să-l punem la loc. Băi, dar atât ai de plăcut de lucrat. Răcoare. Inorat, nu bate soarele. De mult nu am avut așa zile de lucru. Și aia s-a ramă plină cu miere. O punem aici. Așa, Andrei, două benzi. Două benzi. Uite așa. Și turchița. Și turchița, uite aici. Stupii ăștia i-am văzut acum pe site-ul lor a tehnologiei apicole. Lăzile astea de 6 rame, anume roinițele astea, cum le numesc ei. Le-au la reducere. Eu când le-am luat, uite în configurația asta, uite așa, soclu, corp și capac, erau 650 de lei, lei moldovenești încă o dată. Acum în configurația asta ei le au la 400 de lei, adică echivalent la 100 de roni. Le au la reducere, probabil au trecut și sezonul, le au în stoc, am văzut pe site-ul lor. Dar eu le găsesc destul de bune, ușoare. Grosimea părețelor, uitați-vă aici, Andrei, Ian, uite aici, față, spate, 45 de mm, lateralele de 40 de mm, destul de groș, destul de bun și toți, adică au, să spunem, uite aici e corp de 1x2, eu l-am pus aici ca să pot pune o turtă, să pot pune și-mi trebuie și o hrană, dar au, am și hrănitoarele pentru ele, și adică au corpuri de 1x1, de 3 sferturi și de 1x2. Uite cum e aici, cad de 1x2. Toate au fantele astea în centru. Dacă aveți nevoie, dacă este nevoie, plasticul ăsta un pic se taie cu flexul și se poate depus o diafragmă oarbă care se împarte stupul ăsta în două compartimente. Mergem mai departe. Aici altul iar care a fost unificat 2 în 1. Să vedem și aici avem. Așa, tot cam 5 rame de albine. Da, mai asta este la aici care au fost unificați. Unde nu s-a împerecheat o marcă. Aici am ramă cum e repusă, tot de la rezervă. Se vede, nu e adunată de ele asta. Le-am pus, le-am aici, că tot una e mierea lor, e mierea mea. Uite aici, o ramă plină cu, aici mai puțin, hrană glucidică. Vedem mai departe. La fel, hrană glucidică. Asta o să o dau mai în spate, uite pe sus, nu am mai pus nimic. Rama asta nu o să fie bună pentru iernat nici într-un fel. Nu are nici miere pe ea, sus nu o să bage. Ba chiar, nu știu, hai că o las aici. Și de aici probabil începe cuibul. Da, începe cuibul. Uite, aici e tătă ouată. Se vede că eclozează puietul. Uite cum eclozează, uite cum roade aici. Și aici la fel, de acum e și larvar. Și ou, unul ecloza puietul, vine matca cu ponta.
Aici la fel, puiet căpășit, mieri. La fel, mieri coroniță sus. Uite așa, puiet pe aici care se căpășește în centru, pe margine eclozează. E bine. Uite ce e eclozat în centru, iar larvar se căpășește. Vine iar o tură de puiet. Și rama mărginașă, uite cât polen. Ea-mi filmează de sus până jos, cât polen este. De mult n-am avut noi prin rame așa polen. Au și pe partea asta. Asta ramă ar fi de dorit să rămâi așa până în primăvară. De asta punem turta proteică. În momentul ăsta albinele vor consuma din turte și rezerva și de păstură va rămâne până primăvară. În primăvară avem în vedere în luna februarie că noi nu putem să îmblăm sfârșitul ianuarie, februarie și măcele încep ponta. E clar că primul puiet este hrănit din corpul gras, după aceea încep din turtă, din puiet, din polen, din păstură, din ce le dăm noi. Așa, tratament. Așa, două benzi. Încă o dată, tratamentele astea făcute de noi, care nu le știa calcula, mai bine să nu le facă. Eu niciodată n-am dat rețete cum fac tratamentele, pentru că am văzut, ne-am întâlnit odată cu câțiva apicultori și le-am prezentat pe masă cum le fac chiar tratamentele astea. Adică, șezând acolo la masă, am făcut cuiva niște tratamente. Și după vreo oră, când am început să întreb pe fiecare cum am făcut tratamentele, fiecare o înțeles în felul lui. Și nici unul corect. De asta eu rețete nu dau, pentru că fiecare înțelege în felul lui. Am văzut în comentarii la filmulețul de alaltă ieri, cineva mă întreba dacă e bine să pui bipin o feolă la un litru de ulei. Băi, frate, mai frate, de asta și nu dau rețete, nu dau sfaturi ca să facă cineva, pentru că e problemă mare. Vă dați seama, la un litru de ulei ar trebui cam aproximativ, nu vă spun că atât, ar trebui cam 100 de feole. Cineva mă întreabă, o feolă la un litru, păi vă dați seama calculul, unde se duce calculul ăla? Păi și te bazezi când ești, o feolă de 1 mililitru la un litru, 1 la 1000 să pui, și plus feola aceea are concentrația de 12,5%, acolo e aproape nimic. Aproape numai ulei pui. Cam atât, aici nu i-am pus ramă cu miere pentru că este. Și mai prezentăm Andrei. Hai mai mergem unul, dar știi ce o să fac. Aici am o matcă neîmperecheată. Hai, poate o văd și neîmperecheată, nemarcată. Poate o văd și o și marchez. Mă întreba cineva cum marchez măcile. Hai să vedem, poate avem norocul și o găsim. Iar sub de la tehnologia apicole. Așa, aici o am marcată foarte bine cu pionezele astea. Nu mai trebuie să scriu anul ăsta și anul trecut, nu am scris nimic la agenda. Doar uitându-mă la poziționarea și culoarea la pioneză, știu și să aflu în stup. Rama mărginașă. Un pic de mâncare. Cam atât. Ceva puiet, puțin de tăt. Hai să vedem mai departe ce avem. Că dacă nu, eu scot pe asta și pun una cu hrană. Că avem de unii, nu, Andrei? Uite așa, puiețelul. Și pe o parte și pe alta, hrană glucidică cam puțină.
proteic și mai puține. Ce avem aici? Puiet, sus un pic de coroniță și aici la fel puiet. Hrană glucidică, adică miere, destul de puțină. Îi băgăm o ramă, o ramă cu hrană. Hai că o să scutur rama aceea și o să o pun în alt stup. Uite așa. Și o să-i bag o ramă plină cu miere. O ramă plină cu miere. Uite așa, uite așa hrană, poftim să nu duci foame, asta și legat de, ne uităm după matcă aici, parcă nu se vede, trebuie să producem asta, așa mai atent. Așa. Aici, uite așa. I-am dat hrană glucidică, da, Andrei, i-am dat o ramă cu mâncare. Ia ajunge la asta până îl băgăm în iarnă. Așa. Unul tratament. Un tratament aici. Îi mai dau, uite așa, un sfert din turta proteică aici, pati. E mai micuț aici. Uite aici am o ramă, o matcă nemarcată. Acum strigăm. Băi Andrei, dar era pe aici, hai că aduc. O sticlă cu apă, să-mi spăl mâinile. Uite așa. Uite că am aninat aici că am lucrat. Și o ieșit pioneza, pe urmă, am probleme. Uite așa. Îmi șterg mâinile pentru că am îmblat cu tratament, cu urtiproteic și dacă găsesc matca să o marchez, nu trebuie să miroasă mâinile aia ceva. Așa. Hai să vedem, poate o văd. Deci va fi luat o matcă, va fi rezolvat o problemă undeva și va rămâne doar una. Hai că nu știu cum să le scot de aici. E bine că nu vin chiar la fix, este un joc aici. Există un joc. Hai să vedem ce avem aici. Așa, sunt și ouă. Poate vedem și matca. Nu e matca. Nu se vede matca. Dar de ce a început să ponteze de la mijloc? Și aia asta din margine o lăsat-o, că de obicei o iau de la margine. Și mai puțin albine. Aici puietul e frumos. Hai șoldoveancu, cum zice nea Elie, da? Știi ce înseamnă șoldovean? Nu. Păi, la moldoveni le se spune și șoldoveni, știi? Nu. Nu, Ionă. Nu e un cuvânt de rău.
Așa, puiet. Nu o vezi? Nu. Tu cu patru ochi mai repede vezi și încă și prin telefon. Dar așa se întâmplă totdeauna, când o cauți, nu o vezi. Nu o găsești. Ar putea să fie și pe perete, poate. Peretele stupului. Hai, ne mai uităm o dată. Dar nu o văd. Unie Șoldoveanco. Măci făcute de mine. Nu sunt adeptul să cumpăr măci. Acum nu spun că nu sunt bune și alea care sunt pus în vânzare. Eu sunt mulțumit cu ce am eu. Numai că uite, nu se dă găsită să o marchez. Așa, aici avem ceva coroniță de miere. O să-i las ramele astea așa, pentru că pe asta avem, uite, pe aici e tot uat. Aici se căpășește ceva puiet. Și nu aș vrea să o scot de aici din cuib, rama asta, pe partea asta nu-i nimic. Nu o să vede nici aici, hai că n-am prins-o să o marchez. Așa. Adică n-aș schimba rama asta cu una plină, pentru că este o oată. Atât doar că o să-i pun, hai că pun markerul înapoi. O bucată de turt proteic aici. O bandă. Și cam atât și aici. Bine, mai departe mergem același lucru la tăți. Cred că să nu vă mai plictisesc până aici. Așa de curs de lucru, destul de plăcut. Am în vedere ca temperatură. Înnorat. De o plăcere, de o dragoste să lucrez în stupină acum. Vă zic o zi bună la toți și spor la treabă.